Anul 2022 a fost declarat Anul European al Tineretului, iar Guvernul Republicii Moldova și instituțiile din subordine vin cu o serie de instrumente de susținere și abilitare a tinerilor, potrivit lui Dumitru Pântea, director interimar al Organizației pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii. Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii, pe care am onoarea să o conduc, de comun efort cu Ministerul Economiei, este la moment în proces de a ajusta și a dezvolta noi instrumente de abilitare economică a tinerilor. Și am să încep aici cu noutățile cu care noi venim în ceea ce privește programul de stat Start pentru tineri. Deci programul dat în săptămâna ce urmează a fi prelungit pe o perioadă de încă 3 ani. Și de asemenea venim și cu noutăți în ceea ce privește mecanismul de aplicare sau mecanismul de implementare a acestui program. Și aici vreau să menționez majorarea valorii grantului până la suma de 200.000 de lei pentru antreprenorii care vor să se lanseze în afaceri și care pentru prima dată vor să încerce lumea afacerilor. De asemenea simplificăm procedura de aplicare. Renunțăm la aplicarea în bază de apel și facem un proces continuu de aplicare începând cu luna următoare. De asemenea, ajustăm mecanismul de instruire prin transformarea acestuia într-un proces de ghidare și mentorat, ceea ce, de fapt, tinerii antreprenori au nevoie mai mult decât doar suport financiar. Totodată va fi extins termenul de aplicare la finanțare pentru cei care deja s-au instruit în cadrul ODMM, de la un an până la 3 ani. În același timp vom putea aplica și persoane fizice, care deocamdată încă nu au companie, dar urmează să o înregistreze. O noutate este și introducerea sistemului de credit cu componentă de grant. În ceea ce privește beneficiarii programului Start pentru tineri, acestea vor fi persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani, cetățenii ai Republicii Moldova care vor să se lanseze în afaceri. Necesitatea prelungirii și ajustării acestui program vine din dorința pe care noi o vedem, pe care o au tinerii, de a se lansa în lumea afacerilor. Deja de la începutul acestui an avem circa 180 de persoane care s-au înregistrat la componenta de instruire a programului și peste 160 de persoane deja care au venit cu proiecte investiționale pe care vor să obțină suportul financiar a statului. Dar poate cel mai important element a programului Start pentru tineri cu care noi venim la nivel de inovație este lansarea unui nou instrument în cadrul programului și anume credit cu componentă de grant. Acest instrument urmează a fi implementat de către 3 parteneri. Este vorba de ODIM, care vine cu componenta de grant, este vorba de Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă, care vine cu facilitatea liniei de credit, și este vorba de instituțiile financiare care urmează să asigure efectiv procesul de acordare a împrumutului și monitorizarea beneficiarilor. Condițiile acestui instrument sunt cele mai avantajoase la moment care există în sistemul financiar. Programul național Start pentru tineri, o afacere durabilă la tine acasă, a fost lansat în luna februarie 2019 și are ca scop dezvoltarea spiritului antreprenorial în rândul tinerilor și încurajarea inițierii afacerii, în special în zonele rurale, prin facilitarea accesului la resurse financiare, instruire, consultanțe și mentorat în gestiunea și extinderea afacerii. În mai 2021, guvernul a decis să extindă acest program.